Bine v-am găsit, doamnelor și domnilor, sunt Simona Urdea și vă invit să urmărim știrile. Dacă în țară temperaturile din termometre au înregistrat scădere accentuată în aceste zile, la Făgăraș valorile au fost normale pentru această perioadă anului. Doar minus 10 grade Celsius s-au înregistrat astăzi la Făgăraș. Însă nu trebuie să ne bucurăm prea mult de vremea frumoasă pentru că meteorologii au anunțat ger în următoarele zile. Valul de fric ce a pus stăpânire de câteva zile pe întreaga țară s-a resimțit și la Făgăraș, din fericire nu atât de puternic ca în alte localități, însă suficient încât să-i facă pe oameni să evite pe cât posibil ieșirile din case. Astăzi, în jurul orei 11, străzile din centrul orașului erau aproape goale, iar cei care totuși au îndrăznit să dea piept cu gerul s-au asigurat înainte că sunt suficient de îmbrăcați. Păi eu mă îmbrac bine și da, ce să mai, e bine că e ger. Așa e frumos să fie. Mai cu seama acum la sărbători a fost zăpadă, frumos. Fain. Eu mă îmbrac bine și m-am ferit de ger. E cam frig afară. Da, este frig, da? Ne îmbrăcăm mai gros. Ce să facem? Stați mai mult prin casă? Da. Venim doar la școală și după acasă și gata. Da, sunt. Și eu și fata suntem îmbrăcate. E frig, ne frică că cădem, că alunecăm. Ce să zic? Altceva. Ăsta e timpul. Temperatura înregistrată azi noapte la Făgăraș a depășit pragul de minus 10 grade, iar în jurul orei 10 la stația meteo din Făgăraș, termometrele indicau minus 8 grade. Valorile înregistrate sunt foarte normale pentru această perioadă, spun meteorologii. Minus 3 cu 5 la ora asta. Azi dimineața a fost minus 4 cu ceva, plus 4 cu 4. Cel mai frig la Făgăraș a fost în luna decembrie, când mercurul din termometre a scăzut până la minus 18 grade Celsius. Sunt temperaturi normale pentru această perioadă, sunt o maximă de minus 4 cu 4, o minimă înregistrată azi dimineață de minus 8 cu 4, vântul este din nord-est cu 2 metri pe secundă, temperaturi normale pentru acest sezon rece al anului. Pentru această perioadă, medicii recomandă consumul de lichide cel puțin până la sfârșitul acestei săptămâni, când se anunță o încălzire a vremii.